Sfatul principal pe care îl dau celor care vor să investească și să atragă finanțări nerambursabile este să-și construiască cu mare atenție planul de afaceri, da? Și consider mult mai corectă și mai sănătoasă ideea de a-ți construi întâi afacerea și ulterior să găsești soluții de finanțare pentru ea. Altfel, dacă pornești invers, găsești soluția de finanțare și construiești o afacere pe soluția respectivă, s-ar putea să fii entuziast de banii pe care cumva îi primești cu titlu gratuit, ceea ce nu e adevărat, să forțezi și să ridici puțin cifrele, să încerci să cosmetizezi toată ideea afacerii astfel încât să te încadrezi în cerințele respective, iar ulterior să te trezești că planul de afaceri nu este realist, că nu poți să susții cofinanțarea și pe deasupra, nerespectând planul de afaceri, devine și proiectul neeligibil, neasigurându-și, neîndeplinindu-și condițiile pe care ți le-ai asumat și poți să fii în situația de a da bani înapoi. Bani pe care evident că nu-i mai ai, pentru că banii ai cheltuit pe utilaje nu mai valorează poate nici 50% din cât ai dat pe ele și ajungi într-o situație extrem de delicată.